au câștigat aproape 50% din primăriile Mehedințiului plus municipiul reședință de județ. Mișcarea pentru noul Mehedinți are în urma scrutinului din 10 iunie 34 de primari conform numărătorii paralele efectuate de partidele politice. MNMH a câștigat în toate comunele din Clisura Dunării, la Zvinița, Dubova și Eșelnița. La fel s-a întâmplat și în toate comunele din nordul Mehedințiului. La Obârșia Cloșan, la Ponoarele Izverna, Godeanu, Șovarna, Ilovița, Ilovăț, Cireșu, dar și la primăria orașului Baia de au câștigat reprezentanția ai mișcării pentru noul Mehedinț. Mehedinț. Și în sud, candidații MNMH au reușit să se impună în majoritatea localităților. La Cujmir, vânători, obârșia de câmp, dârvari, salcia, pristol, gârla mare și stângă ceaua au fost aleși primari de la mișcarea pentru noul mehedinți. De asemenea, MNMH a câștigat cu un scor zdrobitor la Malovăț, izvorul Bârzii, Punghina și Bâlvănești. Alte primării câștigate sunt Șișești, Huznicioara, Hinova, Căzănești, Corlățel și Gogoșu. Mișcarea pentru noul mehedinți și-a adjudecat și primăria municipiului reședință de județ Drobeta Turnu Severin. Constantin Gherghe a câștigat Severinul și majoritatea în Consiliul Local.